Inițial, Tribunalul Gorj dispune arestarea preventivă pentru 30 de zile. Vasile Zosim este acuzat de trafic de influență. În fapt, s-a reținut că în perioada 2013-2014, suspectul a pretins și primit de la administratorul unei societăți comerciale suma totală de 43.500 de lei, lăsând să se creadă că are influența asupra conducerii unei companii energetice și a unei companii de transport petrolier pentru încheierea unor contracte de achiziție a unor transformatoare scoase din uz și deșeuri metalice, la prețuri preferențiale. Se arată într-un comunicat al Direcției Generale Anticorupție. Angajatul senatului s-a declarat nevinovat și în fața jurnaliștilor. Cum comentați acuzațiile? Bănuiesc că după ce de la audier. Dar spuneți că este prima dată când încasați aceste sume de bani? Da. Ce promisiuni i-ați făcut? Nu am făcut promisiuni. Cel care l-a denunțat pe angajatul Parlamentului se numește Ion Rădulescu, cunoscut și sub numele de Ciupilan, condamnat recent la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Pe parcursul anchetei, afaceristul a împrumutat și foarte mulți bani de la vecini pentru a achita prejudiciul în speranța că va scăpa de arest. Copilul meu nu e acasă, e arestat la Craiova. Are 4 ani, 6 luni. Evaziune. Atât. Da, știți că ar fi dat mită unui angajat din Senat pentru a obține niște contracte? De unde să știu? De unde să știu? Înseamnă că a făcut denunți din arest, nu? Nu știu, uite, nu știu. Deci nu vorbesc cu el, că nu mi-l dă nimeni să vorbesc cu el. Nu știe el ce a făcut copilul. Da. Dar a primit această condamnare, că știu că a achitat tot prejudiciul atunci. L-a plătit și l-a condamnat după aia, domnișoară. Vezi ce fac ăștia? A plătit, a spus procurorul de aici, dă banii toți că nu te arestez. Și a dat banii toți, domnișoare, vezi ce lege asta și tot l-a arestat. A dat 4 miliarde. A dat 4 miliarde, domnișoare. Și a zis că dă banii că nu mai te arestez. Și procurorul asta l-a arestat, tot l-a arestat. Asta nu-i bine. A făcut niște prostii procurorului ăștia. Că dă banii și pe urmă, tot l-a băgat la pușcărie. Dumneavoastră știți ceva de afacerile lui? Nu știu, pe bani nu pot să umblu. Dar cum să fi făcut acum acest denunț din pușcărie împotriva funcționarului? Nu știu, senat? Nu știu, domnișoară, ce să spun. Dacă știe, bani se bagă patin. Dacă știe, îi spuneam. Câștigă și el să trăiască de azi pe mâine. Nu să o facă avere. Înțeleg, l-am promutat și eu i-am dat 2 miliarde ca să dea aici să scapă. Și uite, am rămas și banii n-am de unde să mai iau. I-a dat la procuror acolo. A luat de la mine împrumut 2 miliarde. A rămas și dator și în pușcărie, domnișoară. I-am dat împrumut că nu fac dă. Bine așa, nu uite, fac bine. Uite, Dumnezeu mi-a dat că l-a arestat. Și acum ce să mai iau? Aia, ce să facem? Ăștia nu face legea bine. Procurorii ăștia, fac numai rău. Minte omul. Procurorii arată că Vasile Zosim, consilier parlamentar în cadrul Senatului, Direcția Generală Control Juridic și Securitate Internă, a primit pe de o parte băuturi alcoolice și parfumuri în sumă de 1.500 de lei și pe de altă parte suma de 42.000 de lei.